Campania Pas la Raport a ajuns și în raionul Ghedineț. De această dată se discute cu oamenii au venit vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoi și deputatul Adrian Beli. Aleșii poporului au vorbit despre rezultatele pe care au reușit să le obțină parlamentarii într-un an de activitate. Oamenii, la rândul lor, au venit cu un șir de sugestii și solicitări. Și ce țineți așa cu dânsa? Gazul scumpru, nu mai scump. Cel mai mult, oamenii își doresc rezultate în reforma justiției. Tu să văd rezultatele. Văd că mulți îi condamnează, îi citească la procuratură, dar rezultate nu avem, nu vedem. Toți ăștia care boși ăștia mai mari, care cu corupția, al de Plăhătniuc și al de Șorș, cât sunt ei acolo, și nu știu când o să fie condamnații, când o să-i vedem, stau la pușcărie. Locuitorii nu au putut să treacă cu vederile nici scumpirile în lanț la toate produsele de consum și carburanți. Prețurile astea galopante și sunt foarte, foarte mari. Și la piața și produsele alimentare și produsele agricole, o țară agricolă suntem. Și cu așa prețuri mari, asta e și salariile mici. Pe de altă parte, oamenii susțin că fără eforturile actualei guvernări, Republica Moldova nu ar fi obținut statutul de țară candidată la Uniunea Europeană. Apreciem și că ne apropiem de euro. Pas cu pas ne apropiem. Criza economică cu care se confruntă Republica Moldova este o consecință directă a războiului din Ucraina, spune deputatul Adrian Beli. Potrivit lui, dacă guvernul PAS nu ar fi implementat politici inflaționiste eficiente, situația economică era mult mai gravă. În mod evident, un război crud influențează și logistica, și relațiile dintre state, și lanțurile de aprovizionare și evident că au impact nu doar asupra Moldovei, dar asupra întregii lumi. Lumea o simte, dar nu o simte într-atât de puternic dacă nu ar fi fost luată nicio măsură. Atunci ar fi fost dezastruos. Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova dă asigurări că oamenii vor beneficia de ajutor și în iarna care vine, care se așteaptă a fi una complicată. Majorarea pensiilor a fost una din principalele noastre promisiuni și acest lucru a fost realizat. Satul European, un proiect cum nu a mai fost în Republica Moldova, aproape 2 miliarde de lei pe următorii ani, circa 700 de proiecte, practic în fiecare localitate, aproape în fiecare localitate, se vor investi în drumuri, apă, canalizare, iluminat stradal. Ulterior, deputații PAS s-au întâlnit cu tinerii din Ghedineț. Motivul pentru care eu am plecat este corupție, eu recunosc. Eu am vrut să învăț la facultate unde să nu fie corupție, să știu că totul e pe dreptate. Lupta cu corupția, în primul rând, a adus tineri înapoi. Eu fiind tânăr, pentru prima dată am simțit o susținere oarecare. Pentru că care guvernare până acum a dat atâta atenție la reforme în universități, pentru diverse start-up-uri. Foarte populară este acum fraza că politica nu are vârstă. Foarte mulți consilieri locali, tineri, au apărut în actuală guvernare. Și un sportiv apropiat trebuie să aibă burse lunare, să ai grijă de să facă antrenamente, să ai grijă de sportivi. Vicepreședintele Parlamentului a îndemnat tinerii să rămână acasă. Grație reformei universitare, studenții se vor bucura de condiții mai bune de studii și noi oportunități de dezvoltare. Dar acum sperăm că universitățile mai mari, mai bugete mai mari, o să aibă posibilități mult mai bune să oferă calitatea studiilor mult mai bună, așa încât să fie competitivi, inclusiv la nivel regional. Să fie aceste universități mai puternici, ele o să poată răspunde la necesitățile pieței muncii și la solicitările studenților. Astăzi, Guvernul Republicii Moldova a aprobat lista celor 492 de proiecte propuse spre finanțare în cadrul programului statului european. Proiectele vor crea locuri de muncă și noi oportunități pentru comunități. Bugetul programului este de aproximativ 2 miliarde de lei, de 4 ori mai mare decât investițiile în dezvoltarea locală de anul trecut.